Astăzi, 28 noiembrie, se împlinesc 34 de ani de la trecerea la cele veșnice a preacuviosului părinte Arsenie Boca, cel care, datorită vieții sale plină de sfințenie, a fost supranumit de către credincioși Sfântul Ardealului. Ca în fiecare an, la Mănăstirea Prislop, locul unde părintele Arsenie își doarme somnul de veci, slujba de liturghie și cea a parastasului au fost săvârșite de către un sobor de arhierei, preoți și diaconi, sub protia înalt preasfințitului părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. În ziua de 28 noiembrie 1989, părintele Arsenie Boca a trecut la cele veșnice, fiind înmormântat la Mănăstirea Prislop. Iar din acel moment, mulțim de pelerini din întreaga țară vin an de an în Țara Hațegului la Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul și Înălțarea Sfintei Cruci din Prislop pentru a se închina la crucea de la mormântul Marelui Duhovnic al Ortodoxiei Românești. Sfințenia vieții părintelui Arsenie Boca și cinstirea deosebită de care se bucură în rândul poporului drept credincios au determinat Episcopia Devei și Hunedoarei ca în anul 2019 să înainteze Comisiei Speciale Teologice a Mitropoliei Ardealului documentația necesară pentru propunerea de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Documentația se află în analiză la subcomisia sinodală pentru canonizarea sfinților români.